Incendiul puternic izbucnit zilele trecute la depozitul ecologic din Halânga a provocat pagube enorme, iar Garda de Mediu a fost la datorie. Pentru a asista incendiul, pe lângă apă, s-a intervenit cu peste 200 de mașini cu pământ pentru a fi acoperită întreaga zonă. Incendiul izbucnit acum câteva zile la depozitul ecologic s-a întins pe 1000 de metri pătrați cu degajări mari de fum. În urma acestuia, Garda de Mediu și-a făcut datoria, foarte mulți oameni fiind angrenați în această acțiune de stopare a incendiului. Costurile sunt imense, dat fiind faptul că până acum au fost aduși peste 6000 de metri cubi de pământ, fiind acoperită doar 20% din suprafața totală. Incendiul a izbucnit joi, în jurul 14, de la câmpul din vecinătatea depozitului ecologic. Ne-am confruntat cu un incendiu extraordinar de grav. Pompierii a trebuit câteva zile să stea să stingă acest incendiu. Incendiul de la groapa de gunoi este un incendiu aparte pentru că nu arde numai la suprafață, arde în profunzime. După cum vedeți, singura soluție pentru a putea să stopăm acest incendiu, prima fază s-a acționat cu apă, dar fiind incendiu în interior s-a luat hotărârea ca să se aducă pământ. După cum vedeți și în spatele meu, foarte multe utilaje lucrează de câteva zile pentru a aduce acest pământ. Sunt peste 200 de tractoare aduse până acum și vor mai veni. Sperăm ca să stopăm în totalitate acest incendiu prin măsura punerii de pământ. Autoritățile în măsură susțin faptul că aceasta a fost soluția optimă pentru sistarea incendiului, astfel risca izbucnirea incendiului în profunzime, iar stingerea lui va fi practic imposibilă. Așa este, a fost un incendiu de proporții, a ars aproximativ o suprafață de 15.000 de metri pătrați, numai la suprafață. Este mare noroc pentru că nu a intrat incendiu în profunzime. Noi am luat o măsură radicală de a acoperi cu un strat de pământ vegetal toată masa deșeurilor pentru a preveni o nouă incendiere. De la începutul incendiului am intervenit cu toate forțele pe care le avem noi, autospecialele noastre din dotare, rezervorul de apă pe care îl avem și am reușit, zic eu, într-un final ca să stopăm o catastrofă ce putea fi să aibă loc. Crezi că este o măsură temporară? Ar putea fi luate alte măsuri mult mai eficiente? După părerea mea, altă măsură mai eficientă decât aceasta, deși este extrem de costisitoare, nu există. Pentru că noi depunem un strat de pământ și nu o să mai avem loc arderea. Garda de Mediu a fost promptă și la datorie, iar inspectorul șef Cătălin Tutilescu are un mesaj pentru toți cetățenii. Trebuie să fim atenți pentru a evita eventualele evenimente neplăcute. Vreau să atrag atenția tuturor cetățenilor care se fac vinovați de acest incendiu. Aceștia au fost identificați, vor fi trași la răspundere de către Garda Națională de Mediu. Am cerut sprijin din mai multe județe pentru a identifica toți proprietarii de terenuri care incendiază. Costurile sunt, pe lângă amenzile Gărzii de Mediu, care sunt între 25.000 și 50.000 de ron, costurile pentru această operațiune sunt fabuloase. Operatorul se va îndrepta în instanță pentru a-și recupera pagubele. Deci vedeți ce se întâmplă din cauza unui lucru minor, un câmp incendiat care până la urmă proprietarul putea să-l curețe și era mult mai simplu și nu aveam această mare problemă. În zona a fost o poluare masivă, iar mai mulți cetățeni din zonele limitrofe depozitului au fost afectați. Toți cei care incendiază au obligația să aibă grijă de parcelele lor pentru a evita eventualele probleme. Cei care nu se supun vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 20.000 și 50.000 de roni.